Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu există criză fără profitori, evident, dar ne bucurăm să, bun, în sine, să faci profit, să faci un business într-o situație complicată, presupune și o artă, dar e nevoie și de moralitate. Na, adică dacă ești inteligent, încearcă să fii și moral. Ne bucurăm să aflăm că mai sunt și prinși ăștia imoral din când în când și pedepsiți. Un taximetrist care a încercat să țepuiască 3 refugiați ucraineni a fost amendat cu 10.000 de lei, informează poliția locală a capitalei, conform Ager Press. S-a întâmplat ieri dimineață la autogara Filaret din București, unde mai mulți refugiați din Ucraina căutau îndrumare și transport către locații sigure. Deci oamenii sunt fug de război. Uh-huh. Și au abandonat acolo. În general sunt femei cu copii. Asta găsești, că ucrainenii bărbații sunt reținuți pe teritoriul național. Mai trec câțiva, dar în general femei cu copii, asta. Dă-i seama, femeile alea cu copii aia sunt, ce disperare trebuie să fie acolo, unde te duci, ce faci, ai plecat de acasă. Adică domnul Corbai nu face... E foarte posibil ca oamenii... Alea, nu le jumuli pe astea. Pă bune, aici te-ai găsit tu să faci afaceri. E foarte posibil ca femeile alea să fie prima dată ieșite din țară, adică să nu știe mai mult decât teritoriul, da, unde chiar locuiesc. Și da. Pentru dar nu contează, mă, nu contează. Adică dacă tu trebuie să... Nu, dar subliniază disperarea acum în care sunt și, da, felul în care gândesc. Și un domn șofer de taxi și-a închis aparatul de taxare și a negociat, evident, o plată mai mare. Adică le-a zis, da, nu merge, vă duc eu, dar vă duc pe banii ăștia. Și polițiștii au observat că au observat ce se întâmpla acolo și l-au identificat, a fost sancționat contravențional cu 10.000 de lei, iar autorizația de taxi a fost reținută. Și aș vrea să felicit poliția locală, nu știu cine sunt agenții respectivi, dar sincer, felicitările mele și ale noastre, cred, colegi, nu? Pentru, da, ce au făcut. Foarte bine, bravo! De asemenea, alți polițiști local au mai amendat cu 500 de lei și au reținut autorizația și la un alt șofer, unui alt șofer de taxi care a refuzat să transporte la hotel o familie de ucraineni. Bravo și lor! Deci aș vrea să auzim exemple de-astea. De fiecare dată când se întâmplă undeva, noi garantăm felicitări și cred că putem să le dăm polițiștilor respectivi de la locală care au acționat așa împotriva acestor escroci fără milă, le dăm hanorac. Asta. Vorbesc serios. Deci, da, să ne sune poliția locală București, vrem să dăm hanorac la polițiștii locali cu Europa FM, la polițiștii locali care au făcut dreptate. Care au făcut dreptate așa. Deci felicitările noastre. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.